ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, și miros de bună mireasmă duhovnicească pe care, primind-o în jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului tău Duh. Stăm să ne rugăm și... Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate și răzmângăitorule, Duhul adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești vestierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește într-o noi și ne curățește prin de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm, scădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm, scădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă tu dreptatea Ta. Să nu intri judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric, am morții ce-n veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zile cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, că a zlăbit Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asem în cer, se coboară mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine le rog, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă păcuțuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dorește în viață, într-o dreptate, dar scoate-mi ca sufletul meu. Fă bunătate, destrăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și cine căjește sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție. Dumnezeu este Domnul și țara Ta nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și țara Ta nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și țara Ta nouă. Bine este cuvântat cel ce vine într-o numele Domnului. Către născătoarea de Dumnezeu, acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriți și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului. Stăpână, ajută-ne spre noi, milostivindu-te. Grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor. Nu întoarce pe robii Tăi, deșerți că pe Tine singură nădejde Te-am câștigat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. După întâcea născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile Tale noi nevrednici, că de n-ai fi stat înainte rugându-Te, cine ne-ar fi zbăvit pe noi din atâtea nevoi, sau cine ne-ar fi păzit până acum slobos, nu ne-vdom depărta de la Tine, Stăpână,
că Tu îi izbăvești pe robii Tăi pururea din toate nevoile. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și cu mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unei am greșit și rău înainte Ta am făcut așa, încă drept ești Tu într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de legi m-am zămizlit și într-o păcate mă născut Maica mea, că iată adevărul la iubit cel nearătat și la ascunsele înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropim-o vei cu Iisus și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzule, mi-a vedat bucurie și veselie, bucuroasă, roasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zdește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dar iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânător mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege că ele Tale și necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptate Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti laudă Ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, ardele de Domnul vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zdească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci o pune pe altarul Tău viței. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Sfânt ești Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acum asta se vremea care sfințește pe toți și ne așteaptă dreptul judecător. Și te întoarce suflet de către pocăință, ca de sfârnata care cu lacrimi striga, Doamne, miluiește-mă! Hristoase, cel ce-ai revărsat cu curgeri mari izvorul tămăduirilor în biserica cea prea curată a Fecioarei, doctorul sufletelor și al truburilor noastre, îndepărtează astăzi, prin stropirea binecuvântării Tale, toate bolile celor neputincioși. Fecioară, născune ispite de nuntă și Fecioară ai rămas, Maică nenuntită, născătoare de Dumnezeu Marie, roagă pe Hristos Dumnezeul nostru să ne mântuiască pe noi. Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu Fecioară, îndreptează lucrările mâinilor noastre și cere iertare păcatelor noastre, când cântăm noi cântarea cea îngerească. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Să luăm aminte, pace tuturor. Fiului vostru, Sfințite Părinte, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme. Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Înțelepciune. Epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, cel ce sfințește și cei ce se sfințesc dintr-unul sunt toți. De aceea nu se rușinează să-i numească pe ei frații când spune voi fraților mei numele tău în mijlocul bisericii te voi lăuda. Și iarăși eu voi fi încrezător în el și iarăși iată eu și pruncii pe care mi-a dat Dumnezeu. Deci de vreme ce pruncii s-au făcut părtași sângelui și trupului, în același fel și el s-a împărtășit de acestea ca să surpe prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe cei pe care frica morții îi ținea în robie toată viața. Căci într-adevăr nu a luat firea îngerilor, ci sămânța lui Avram a luat. Pentru aceea dator era întru toate să se asemene fraților, ca să fie milostiv și credincios arhiereu în cele către Dumnezeu, pentru curățirea păcatelor poporului, căci prin ceea ce a pătimit, fiind el însuși ispitit, poate și celor ce sunt ispitiți să le ajute. Pace ție, Sfințite Părinte cititorule. Și Duhului vostru, aliluia, aliluia, aliluia.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Domnului din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea s-a suit Iisus la Ierusalim, iar în Ierusalim, lângă poartă oilor, era o scăldătoare, care se numea Priveste Viteză și care avea 5 pridvoare. În aceste pridvoare zăcea mulțime multă de bolnavi, orbi și obuscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era cuprins. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru așezământul acesta și pentru toți cei ce cu credință și cu evlavie și cu frică de Dumnezeu, intră și locuiesc în el, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru al preasfințitul părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime și Sfântul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor mândre pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și iubitoare de Hristos armată Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru parohia aceasta, țara aceasta, toate orașele și satele, pentru cei care cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei care călătoresc pe ape, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei care pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească pacea asta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se bogare peste apa aceasta, lucrarea cea curățitoare a treimii cele mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și zgânitoarea toată puterea cea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să-i se trimite iarul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului pentru toți care au trebuință de ajutor și folosință de la Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței prin trăimea cea de o ființă, ca Domnul Dumnezeu nostru să ne arate pe noi fii și moștenitori ai împărăției sale,
prin gustarea și stropirea cu apa aceasta Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de dorecazul mânia primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpână noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne! Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru cel mare, într-o sfat și minunat în lucrări, făcătorul la toată făptura cea văzută și cea nevăzută, cel ce păzește așezământul Tău și dai mila Ta celor ce Te iubesc pe Tine și păzesc poruncile Tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din nevoi, căci pentru aceasta ai venit echip de rom, nu cu năluciri înfricoșindu-ne pe noi, ci dând adevărata tămăduire trupului și zicând, iată Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încăși din Tine ai făcut ochi sănătoși și porunci să se spele prin cuvânt. Ai făcut să se slăjluiască lumina. Cel ce oprești varurile patimilor celor potrivnice și potolești marea cea sărată acestei vieți și îmblânzești pornile cele greu de purtat ale plăcerilor, însuți iubitorile de oameni împărate, cel ce ne-ai dat nou să purtăm veșmântul luminat ca zăpada din apă și din duh. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul preasfântului și de viață făcătorului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, trimite-ne nouă binecuvântarea Ta care spală întinăciunea patimilor. Așa ne rugăm, cercetează-ne putința noastră bunură și tămăduiește cu mila Ta bolile noastre cele sufletești și trupești. Pentru rugăciunile prea curatei, prea binecuvântatei stăpânei noastre, Născătoare de Dumnezeu și pururea Ficioarei Maria, cu puterea cinstitei de viață Băgătoarei Cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților, întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăl ai lumii și ierar Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, cuvântătorul și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhii Alexandriei, ale Sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei și Nectarie de la Eghina, făcătorii de minuni, Carnic de la Cernica, Iosif cel Nou, Iore și Sava, Antimi Vireanu, Iosif, mărturisitorul Gerasie și Leontie, ale sfinților, slăviților, mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat, Ioan cel Nou, Serghe și Vacuian, Valaful și Oprea, ale sfinților preoți mărturisitori Ioan și Moise, ale binecredinciosului voievod Ștefan ce mare și sfânt, ale sfinților martiri Constantin Brâncoveanu cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și Anache Sfennicul, ale sfintelor mucenițe Filoftea și Tatiana, și ale tuturor sfinților buni, biruitori, mucenici și mucenițe, ale sfinților, slăviților, făcătorilor de minuni, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomit, Mochie și Anichita, Rădeu și Trifon, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinței noștri,
Grigorie de Capolitul Nicodim de la Tismana, Dimitrie cel Nou, Visarion și Sofronie, Ioan de la Prislop, Antonie de la Iezerul Vâlcii, Daniel Sihastru, Ioan Casian German, Ioan Iacob de la Neamț, ale Sfintelor Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, cu rugăciunele Sfântului Erav Tihon, a cărui pomenire o săvârșim, ale Sfinților Drept Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților Tăi. Și păzește, Doamne, Tăi drept, Tăi încioșii Tăi rog, dându-le sănătate sufletelor și trupurilor și împlinește toate cele de trebuință acestei oșfileștine care slujesc ție și fiind toate milostiv. Aduți aminte, Doamne, de toată episcopia de credincioșilor, care drept învață cuvântul adevărului Tău și de tot ce nu-L preoțești și călugărești și de mântuirea lor. Aduți aminte, Doamne, de cei ce ne urăși și de cei ce ne iubesc pe noi, de frații noștri care slujești sau de față, de cei ce, pentru binecuvântate pricii, nu s-au întâmplat aici a fi și de cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii. Aduți aminte, Doamne, și de părinții și frații noștri care sunt în robie și în supărări și miluiește pe dânsii după mare mila Ta, izbăvindu-i de toată nevoia. Cătuiești izvorul dumăduirilor, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău, capetele noastre Domnului să le plecăm. Și a trupurilor noastre și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și preasfântul și bunul de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește, rugea Ta păzește pe poporul Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Darurilor Tale fă-ne pe noi vreniți, născătoare de Dumnezeu Fecioară, trecând cu vederea păcatele noastre și dând tămăduire celor ce-i cu credință, primesc binecuvântarea Ta preapărată. Izvorul tămăduirilor având, sfinților cei fără de arginți, da-ți tămăduiri tuturor celor ce au trebuință, ca unii care v-ați învrednicii de mari daruri, de la izvorul cel pururea curgător al Mântuitorului nostru. Căci a zis Domnul către voi, ca unii ce sunteți de aceeași râvnă cu apostolii, iată v-am dat vouă putere asupra duhurilor celor necurate,
ca să le scoate și să tămăduiți toată boala și toată neputința. Pentru aceasta, după poruncile Lui, binevieţuind, în dar ați luat, în dar să dați, stămăduind patimile sufletelor și ale trupurilor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, caută-ți pe rugăciunea robilor tăi, ceea ce ești cu totul fără de prihană, potolind pornirile cererele împotriva noastră și izbăvindu-ne pe noi de tonecasul, că pe tine singură te avem deșteptare și neclintită și apărarea ta am dobândit. Să nu fim rușinați, stăpână, noi cei ce te chemăm pe tine, grăbește spre rugăciunea celor ce strigă către tine cu credință, bucură-te, stăpână, ajutătoarea tuturor, bucuria acoperământul și mântuirea sufletelor noastre. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește, Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vinoște să lăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vinoște să lăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Mistierul bunătăților și Dătătorul de viață, vinoște să lăjluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre vor vesti lauda Ta. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserii și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru așezământul acesta, pentru cei care cu credință, cu evlavie, locuiesc aici, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru-n al preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Băcăului, pentru cinstita preoțime și Sfântul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se binecuvinteze undelemnul acesta cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru robii lui Dumnezeu care locuiesc în centrul acesta, pentru cercetarea lor cea întru Dumnezeu, pentru ca să vină peste dânsii harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți ei și noi de tone cazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, minuiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea
sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să pomenim. Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miluiește-ne și unii prea alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție, Doamne, că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne care cu mila și cu îndurările tale te mântuiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește îndelemnul acesta, ca să fie celor care se vor înge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești robirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Însu, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor! Și Duhului Tău fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Bucurați-vă, dreptilor, întru Domnul, celor drepți lui se cuvine laudă. Înțelepciune! Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire. Să luăm aminte! Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului.
Iată, noi fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hrăzilui de Domnul. Căci mult milostiv este Domnul și îndurător, iar mai înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, ci să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage. Este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el lungându-l cu un de lemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, îi se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Căci mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului. Pace ție, sfințite frate, împreună slujitorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept, ascultând Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Apostol și Evanghelist Luca citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicându-i: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? Iar el răspunzând a zis: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, voind să se îndreptățească pe sine, a zis către Iisus: Și cine este aproapele meu? Iar Iisus răspunzând a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot cobora pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături. Iar un samarinean, mergând pe calea, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele un de lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspe ce a purtat grijă de el. Iar a doua zi la plecare, scoțând doi dinari, a dat gazdei și i-a zis: Ai grijă de el și ce vei mai cheltui când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis: Mergi și fă și tu asemenea. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care ai trimis pe unul născut fiul tău să tămăduiască toată boala și neputința sufletelor și ale trupurilor, trimite pe Duhul tău cel Sfânt și sfințește unde lemnul acesta și fă robilor tăi care sunt de față, care se vor unge dintr-însul spre izbăvire desăvârșită de păcate și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat care păzești legământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine, cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul tău, Iisus Hristos, care ne-ai răscut pe noi din păcat, cel ce luminezi orbii și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești și pe cei păcătoși miluiești, cel ce ne-ai scos dintr-un tuneric și din umbra morții, zicând celor din legăturile iadului ieși și celor dintr-un tuneric descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unuia născut fiului tău, de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oamenii împreună a viețuit, și celor ce l-au primit, te-ai dat putere ca să facă fii ai lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne înfierea și făcându-ne părtași biruinței asupra diavolului, pentru că ne-ai binevoit a ne curăți prin sânge ce ai dat și în lemnul sfințit chipul crucii, ca să ne facem noi turmă lui Hristos, preoție împărătească neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul cel Sfânt. Însu, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slujitare și lui Samuel iubitului tău și lui Ioan alesului tău și tuturor celor ce au bine plăcut ție în fiecare neam și neam,
Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii tale celei noi a Fiului Tău, prin îndelemnul acesta pe care l-ai sfințit. Și sfințește-l cu scump sângele Tău, ca desprecându-ne de poftele cele lumei să murim păcatului și să viețuim dreptății, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă îndelemnului acestuia. Facă-se, Doamne, îndelemnul acesta îndelem de bucurie, îndelem de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăță puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nesticată, bucuria inimii, veselie veșnică. Pentru ca și cei care se vor unge cu îndelemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților tăi, neavând întinăciune ori prihană, să fie primiți în odihna ta cea veșnică și să ia plata chemării celei de sus. Că ție se cuvine să ne miliești și să ne mântuiești, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și unii născut Fiului Tău și Preasfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului vostru, Sfinții de Părinte, tăria mea și lauda mea este Domnul, ce ți-a făcut mie spre mântuire. Certându-mă, m-a certat Domnul, dar morții nu m-a dat înțelepciune. În epistola a doua către romani a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, dator suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Căci Hristos n-a căutat a sa plăcere, ci precum este scris, ocările celor care te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin de Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea vouă a gândi la fel unii pentru alții, după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură, să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi, spre slavă lui Dumnezeu. Pace ție, cinstite frate, împreună slujitorule. Duhului vostru, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului Tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Luca citire, slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea, Iisus din Erihon și iată un bogat cu numele Zacheu, care era mai mare peste vameș. Căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură. Și alergând el înainte, s-a urcat într-un sicomor ca să-l vadă, căci pe acolo avea să treacă. Și când a sosit la locul acela Iisus, privind în sus, a zis către el, Zachei, coboară-te de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și a coborât de grabă și l-a primit bucurându-se, și văzând toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos, iar Zacheu, stând înaintea Domnului, i-a zis, iată jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor. Și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Și a zis către el Iisus, astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, pentru că și acesta este Fiul lui Avram, căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cei.
Doamne, miluiește! Dumnezeule cel mare și prea înalt, ești închinat de toată făptura izvorul înțelepciunii și adâncul cel necurmit al bunătățile adevărate și noi anul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorul de oameni, stăpâne Dumnezeul nostru, celor veilnice și acelor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul. Caută și ne auzi pe noi nevrem și te rog și aici unde aducem acest un de lemn în numele tău cel mare. Trimite darul tău cel de mântuitor și iertare păcatelor și te mântuiește pe robitei aceștia cu mulțime milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești ales neiertător, unul de milostiv și iubitor de oameni care îți pare rău de răutățile noastre. Cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele dintre neînțelegerii care nu vezi moartea păcătosului, ci se întoarcă să fie viu. Cel ce pentru mântuirea păcătoșilor te-ai întrebat Dumnezeu, fiindcă te-ai făcut om pentru zidirea ta. Tu ești cel ce zis, n-a venit să chem pe cei drepți și pe cei păcătoși la pocăință. Tu ești cel ce-ai căutat oaia cea rătăcită, tu ești cel ce cu o sârdie ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o. Tu ești cel ce-ai zis pe cel care vin la mine, nu-l voi scoate afară. Tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa care spăla cu lacrimi cinstitele tale picioare. Tu ești cel ce-ai zis de câte ori vei cădea, scoală-te-și din mântuire. Tu ești cel ce-ai zis bucurie se face în cer pentru păcătos care se pocăiește. Însuți îndurată este pe necaută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi păcătoși și nevrenci te rog. Cu harul Sfântului Tău duc în ceasul acesta și trimite-L peste robitei aceștia, care și-au cunoscut păcatele sau să din la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, spală și curățește pe ei de tot păcatul. Și viețuind pururile împreună cu dâns și păzește în ceilalți anii vieților, ca umblând într-un poruncile tale să nu mai fie batjocul diavolului, ca și întrând și să se slăvească prea sfânt numele Tău. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, arma asupra diavolului, crucea Ta, aina nouă, când se îngrozește și se cutremură, nesuferind a căuta spre puterea ei. Morții ai sculat și moartea ai surpat, pentru aceasta ne închinăm în gropării tale și învierii. Să luăm aminte, pace tuturor! Domnul Tău, Domnule, este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Înțelepciune! Ești un arte că de corintenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și pe unii a pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători. Apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile, vindecările, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Râvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate. De a-și gări în limbele oamenilor și ale îngerilor dragoste, nu am făcut o mamaramă sunătoare și chimbal răsunător. De a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de a-și avea atâta credință cât să munci și munți, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată voția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung roadă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjdește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Pace ție, sfințite frate, împreună slujitorule. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi,
Iisus le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Pe acești 12 i-a trimis Iisus poruncindu-le lor și zicând, în calea păgânilor să nu mergeți și în vreo cetate de samarineni să nu intrați, ci mai degrabă mergeți către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Și mergând, propovăduit zicând, s-a apropiat împărăția cerurilor. Tămăduiți pe cei neputincioși și înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți afară pe demoni. În dar ați luat, în dar să dați. Ție, Doamne, slavă ție, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne atoțitor, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și îndești pe cei căzuți, cel ce potolești chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeul nostru, ca să aduci mila ta peste undelemnul acesta și peste cei care se umd din el în numele tău, ca să le fie lor spre temăduirea sufletului și a trupului și spre curățire și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, potolește-i fierbințeala, ușurează suferințele și izgonește toată boala cea ascunsă, fii tămăduitor robilor tăi aceștia. Ridică-i pe dânsii din patul dorelii și de așternutul chinuirii. Dăruiește-i pe dânsii sănătoși și întregi bisericii tale ca să fie bineplăcut ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi. Hristoase Dumnezeul nostru și ție slavă, înălțăm împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul de viață pe căzorul tău. Acum și pururea și în veci vecilor. Să luăm aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, nu ce-ți te voi chema de gram, auzi, Doamne, auzi rugăciunea mea și strigarea mea la Tine să ajungă. Înțelepciune! Epistola ta către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, noi suntem templul Dumnezeu celui viu, precum Domnul a zis, că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă o serviți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți, și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul la atoțitorul. Deci având aceste făgăduințe, fraților, să ne curățim pe noi de toate întinarea trupului și a Duhului. Desăvârșesc sfințenia în frica lui Dumnezeu. Pace ție, cinstite frate, slujitorule. Aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și Duhului Tău. De la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în casa lui Petru. A văzut pe soacra acestuia zăcând cuprinsă de frigul și s-a atins de mâna ei și au lăsat ofticurile, iar ea s-a surat și îi slujea lui. Făcându-se seara, au adus la el mulți demonizați și a scos lucrurile cu cuvântul și pe toți și bolnavi a vindecat. Ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul care zice, acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturar, i-a zis învățătorule, te voi urma unde vei merge, dar Iisus i-a răspuns, vorbirea au vizuit și păsările cerului cui vor fiul omului, însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis, Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să-mi rog pe tatăl meu.
Iar Iisus i-a zis, vină după mine și lasă morții să-și îngroape morților. Și intrând el în corabie, ucenicii săi au mers după el. Să tămdăim prin undelenul însoțit cu rugăciunea de putințele poporului. Însuți și undelenul acesta întocmește spre tămăduirea celor care se un din el spre depărtarea toată neputința și a toată bană, spre izbăvirea de relele celor ce așteaptă la tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, rugăm-Nea tot puternice să ne mântuiești pe noi, pe toți, unul de acești doctorul sufletelor și al trupurilor, sfințește-ne pe noi, pe toți. Cel ce tămăduiește toată neputința, tămăduiește și pe robii de aceștia. Ridică-i pe dânsii din patul durerii pentru mila bunătății tale. Cercetează-i cu mila și cu îndurările tale. Depărtează de la dânsii toată boala și neputința. Ca ridicat fiind cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea, încând și acum, făcându-ne părtași iubirii tale de oameni cele negrăite să te lăudăm, și să te slăvim pe tine, Cel ce faci lucrări mari și minunate, slăvite și prea înalte. Ca al Tău este a ne miluit și a ne mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să rog aminte, pace tuturor. Doamne, vei păzi și ne vei apăra de neamul acesta în viață. Mântuiește-mă, Doamne, ca lipsit cel cuvios. Înțelepciune. Din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care ni s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere, am fost îngreuiați încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi înșine ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea noi, ci în Dumnezeu, Cel care înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, și în care nădăjduiam că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă, prin rugăciunea multora, să ne fie prilej de mulțumire adusă de către mulți pentru noi. Pace ție, Sfințite Părinte, cititorule, și Duhului vostru, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Picioare care luând candelele lor, au ieșit într-o întâmpinare a mirelui. Cinci însă dintre ele erau înțelepte, iar cinci erau neînțelepte, că cele neînțelepte luând candelele lor, n-au luat cu ele un de lemn, iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârzind au ațipit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate cele fecioare și și-au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte,
Dați-ne din îndelemnul vostru că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici voi, mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele să cumpere, a venit miele și cele ce erau gata, au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zi vouă, nu vă cunosc pe voi. De aceea privegheați că nu știți ziua, nici ceasul, când vine Fiul omului. Slavă ție, pedepsești iarăși tămăduiești, ce care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, tatălor fanilor, limanul celor învifurați și doctorul celor bolnavi. Însu, Stăpâne, și pe robii tăi aceștia, cei ce sunt de față, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurerele tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sărdie spre caspe cele rele din tinerețile sale, și că nimeni nu este fără de păcat pe pământ, că tu singur ești fără de păcat, cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrăjmașului, că de vei intra la judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amăți toată gura neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea ta ca o cărpă repădată. Pentru aceasta, păcatele tinereților noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de legi. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Înțelepciune. Epistola către Galatenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege, iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești, îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu ca și tu în ispită. Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea lui Hristos. Pace ție, sfințite frate, împreună slujitorule! Aleluia, aleluia, aleluia! Înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în părțile Tirului și ale Sidonului și iată, o femeie cananeiancă din acele ținuturi ieșind striga zicând, miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fica mea este rău chinuită de diavol. Iisus însă nu i-a răspuns niciun cuvânt, dar apropiindu-se ucenicii lui, îl rugau zicând, dă-i drumul că strigă în urma noastră. Iar el răspunzând a zis,
Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel, iar ea venind s-a închinat lui zicând, Doamne ajută-mă! El însă răspunzând i-a zis, nu este bine să iei pâinea copiilor, să arunci câinilor. Dar i-a zis, da, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci, răspunzând, Iisus i-a zis, o femeie mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei din ceasul acela. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeul nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărui rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun, care veniți pe căutarea oii celei pierdute, cel ce dai mânghiere celor slabi la suflet și viața celor zdrobiți, care-i tămăduit izvorul celor ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fiica Cananei, ce-i izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celui doi datori și dăruit iertare femeii cele păcătoase, cel ce-i dorit vindecare slăbănogul împreună cu iertarea păcatelor lui, care numai prin cuvânt te-ai îndreptat pe vame și ai primit pe tălcaul prin mărturisia lui cea mai de pe urmă. Cel ce ridica păcatele lui și pe crucele pironeție ne rugăm și cu milință cădem înaintea ta. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă Dumnezeule fără de legile și păcatele robilor te acește. Și greșelile lor cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare. Cele din timpul nopții sau din timpul zilei și de sus sub blestem preoțesc sau tatălui sau, sau mamelor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, sau cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gustul s-au dezmirdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească, sufletească, sau despărțit de a ta voie și sfințire. Cu orice a greșit și ei și noi, ca Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte rău, iartă și nu lăsa pe aceștia, nici pe noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta pentru robite aceștia. Trecerile cu vederea că Dumnezeu care nu ții minte răul toate păcatele lor. Izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci, gura lor umple de lauda ta. Buzele lor le deschide spre slăvirea numele tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor tale. Picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei tale. Toate modularele și gândirea lor întărește-le cu harul tău. Că tu ești Dumnezeu nostru care prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai porunci nouă zicând, oricât te veți lega pe pământ, vor fi legate și în ceruri și oricât te veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor și cărurile veți ține ținute, vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechian în testarea sufletului său la ceasul morții și nu ai trecut cu vederea rugăciunea lui, așa auzim-o în ceasul acesta și pe mine smeritul și păcătosul și nevrednicul tău și slujitor, care mă rog ție că tu ești Doamne Iisus Hristos, cel ce-ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Și în bunătatea ta și în iubirea ta de oameni îți pare rău de faptele noastre cele rele și te bucuri de întoarcerea celor rătăciți. Căci pe cum este slava ta, așa este și mila ta și ție slavă înățăm, împreună cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu la Sfântul și Bunul de viață, Făcătorul tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte, pace. Ta de la sluga ta că mă necăzesc, sărași în dorerea sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Înțelepciune! Epistola către Tesalonicenii a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să vă aminte! Fraților, vă rugăm, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slavi ca suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung răbdători față de toți. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea, rugați-vă neîncetat, dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu întru Hristos Iisus pentru voi. Nu vă să nu stingeți prorociile, să nu le desprețuiți, toate puneți-le la încercare, țineți ce este bine, feriți-vă de orice înfățișare a răului. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit. Și întreg Duhul vostru și sufletul și trupul să se păzească fără de prihană într-o venire a Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
pace și ție, cinstite frate, împreună slujitorule. Acestuia vină după mine. Deci, ridicându-se, a mers după el. Iar pe când ședea Iisus rămas în casă, iată, mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând, farisei au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoși? Iar Iisus, auzind, a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă deci de învățați ce înseamnă cuvintele mine voiesc, iar nu jertfă. Când am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, și cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiește moartea păcătosului, ci se întoarcă să fie viu. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la tine cu pocăință și cere de la tine prin noi iertare păcatelor, ce pun mâna ta cea puternică și tare, ce se află în această sfântă Evanghelie pe care slujitorii cei împreună cu mine o țin deschisă pe capul robilor te aceștia. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea ta de oameni cel milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeu tău Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dăruit iertarea lui David care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase. Însuși pe robitei aceștia care se pocăiesc de greșeală sale, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșelile lor, că Tu ești Dumnezeul nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și Ți-ai secune toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, răsarea și iertarea păcatelor robilor Dumnezeu, ostenitori și beneficiari acestui așezământ, Sica, Alesia, Ștefan, Iulian, Alexandru, Adriana, Costi, Mariana, Alexandru, Florina, Bianca, Elena, Elena, Mariana, Tereza, Mihalache, Cirobită, Iaurica, Adela, Maricica, Ionica, Maria, Nazaria, Radu, Eugenița, Marița, Maricica, Valeria, Maria, Rozica, Anița, Maria, Ileana, Gheorghe, 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 Costel, Petre, Vasile, Ionel, Elena, Soltănica, Manița, Victoria, Lina, Maria, 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 Lidia, Maria, 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 Aurica, Ioan, Neculai, Costel, Mihai, Vasile, Savin, Valeriu, Neculai, Ștefan, Ioan și cei de împreună cu dânsii, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne!
încă ne rugăm ca să se păzească așezământul acesta de asistență socială, toate orașele și satele de boală, de foame, de cutremur, de potoc, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze, să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi, demonstrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivino, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune. Binecuvintează. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile prea curatei sale, Maici, cu puterea cinstitei de viață vădătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului, Îndrător, Lăudatului, Apostolului, Iacov, Roda Domnului, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască. Binecuvântați, Părinți Sfinții, și ne iertați pe noi păcătoși. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească, să vă dăruiască. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile nevrednicilor, robilor tăi, și ne izbăvește pe noi din toată nevoia și necazul, toată nădejdea noastră. Astăzi, Sica, Alesia, Ștefan, Iulian, Alexandru, Adriana, Costi, Mariana, Alexandru, Florina, Bianca, Elena, Elena, Mariana, Teresa, Mihalache, Aurica, Adela, Maricica, Ionica, Maria, Nazaria, Rada, Eugenia, Marița, Maricica, Valeria, Maria, Rozica, Anița, Maria, Ileana, Gheorghe, 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 Costel, Petre, Vasile, Ionel, Elena, Soltenica, Malița, Victoria, Lina, Maria, 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 Lidia, Maria, 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 Aurica, Ioane, Culai, Costel, Mihai, Vasile, Savin, Valeriu, Neculai, Ștefan, Ion și cei din preună cu dânsii, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire, întru toate bună sporire și păzește pe dânsii, Doamne! Pentru mulți și fericiți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiește, Doamne, într-un mulți și fericiți ani! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Să-i trăiască într-o mulți ani, pe dânsii, Doamne, într-o mulți
și fericiți ani, mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zi de senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, că lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, mulți ani. Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și mulți ani să trăiești pe pământ. Preacucernici părinții împreună slujitori, iubiți bunici, dragi gazde, am săvârșit taina Sfântului Maslu la așezământul acesta. Este deja o tradiție ca în cele patru posturi de peste ani. Doamna Sica împreună cu domnul Iulian implicați în activitatea de asistență socială să ne cheme să facem împreună o rugăciune pentru bunicii noștri, pentru cei dragi. Anul acesta este un an dedicat pastorației persoanelor vârstnice și întreaga patriarhie s-au desfășurat activități frumoase și la școală și la protopopiat și prin concursul național catehetic de anul acesta, la care au participat mai toate parohiile din țară și din diaspora. Astăzi am venit să ne rugăm împreună în sobor de preoți și de credincioși, pentru că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spune Mântuitorul Iisus Hristos, acolo sunt și eu. Și este un proverb care spune că Dumnezeu lucrează prin oameni. Dumnezeu lucrează prin preotul paroh, prin părintele Nicușor, un părinte vrednic, un părinte dedicat, un părinte iubitor de cântare psaltică, care am văzut e implicat în activitățile de la centru frăților voastre. Dumnezeu lucrează prin doamna Sica, prin domnul Iulian și au făcut cu adevărat un mic colț de rai. Spune un proverb că fă rai din ceea ce ai. Eu am slujit la această parohie și știu cum arăta acest centru în urmă cu 10 ani. Am predat chiar la școala aceasta începând cu anul 2004, când încet, încet clasele au dispărut, copiii s-au mutat la școala de centru, de la Sascut, și doamna Sica, ambițioasă, așa cum o știm, a dorit ca locul acesta să fie mai departe un loc binecuvântat și vedem cum sunt îngrijiți bunicii noștri. N-aș vrea să învârt mai mult cuțitul în rană, dar este un cântec care spune că un părinte poate crește 5 copii, 7 sau 10. 5 copii, 7 sau 10 nu pot îngriji sau avea grijă de un părinte, dar iată, doamna Sica împreună cu o mână de doamne devotate, de mironosițe, mironofore,
ale faptelor celor bune, lucrează frumos aici în via Domnului, în parohia Conțești. Am săvârșit taina Sfântului Maslu. Știm că Mântuitorul Iisus Hristos a lăsat biserica care să fie stâlp și temelia adevărului și că prin pogorârea Duhului Sfânt la cinzecime perpetuează lucrarea Duhului Sfânt în biserică prin cele șapte sfinte taine. Botezul, mirungerea, împărtășania, spovedania, preoția, cununia și taina Sfântului Maslu. Orice sfântă taină are o parte văzută și o parte nevăzută. Partea văzută este ceea ce vedem cu toții, ritualul slujbei, rugăciunile care s-au săvârșit. Dacă ar fi să ne gândim la taina Sfântului Maslu, este o rugăciune puternică și are temei în Noul Testament, în primul apostol care s-a citit de la Sfântul Apostol Iacov, spune acolo: de este cineva bolnav între voi, se cheme preoții bisericii, ungându-l cu îndelemnă rugăciunea credinței, va mântui pe cel bolnav și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Adică pentru cel bolnav se fac rugăciuni de dezlegare, așa cum am făcut și noi astăzi. Am invocat de 3 ori Harul Duhului Sfânt asupra apei, care a devenit apă sfințită, aghiasmă. Am invocat Harul Duhului Sfânt de 7 ori asupra undelemnului, care a devenit un delemn de sfințenie, un delemn de bucurie, un delemn de vindecare, un delemn de tămăduire. Din textul acesta pe care l-am citit din primul apostol, de la Sfântul Apostol Iacov, aflăm că taina aceasta aduce vindecare sufletească și trupească și iertarea păcatelor. Noi nu știm cât putem să vă ajutăm pe frățiile voastre din punct de vedere trupește, dar sufletește, biserica este întotdeauna alături de cel aflat în suferință. Și omul se poate vindeca holistic, adică întreg, și trupește și sufletește, dacă are credință, dacă are credința cea adevărată, după cum știm că Hristos este calea, adevărul și viața. El este calea care ne duce la viața cea adevărată, dar bineînțeles că și noi trebuie să vrem lucrul acesta. Și prin rugăciunile noastre, prin prezența noastră, am dorit să fim alături de frățiile voastre, să vă spunem că nu sunteți singuri. În Evanghelia care s-a citit la aghiazmă, am aflat că acolo în Viteză, dar era un om paralizat, era un om slăbănoc, care ar fi vrut și el să se vindece, pentru că din când în când apa aceea devenea tămăduitoare, se cobora un înger al Domnului, tulbura apa și cel care intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos, ori de ce boală era el ținut. Iar când Mântuitorul Iisus Hristos l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Păi cum să nu vrea omul acela care era paralizat de 38 de ani, era în suferință? Cu siguranță că voia, dar el a spus: nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Dumneavoastră aveți oameni și, așa cum spuneam, Dumnezeu lucrează minunat prin Părintele Nicușor, Dumnezeu lucrează minunat prin Doamna Sica, prin Domnul Iulian, prin doamnele care se ostenesc aici la acest centru. Dumnezeu lucrează în viața noastră prin medici, Dumnezeu lucrează în primul rând pentru că El este doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. În biserică se face această sfântă taină. Dar, frățile voastre, noi am venit aici pentru că biserica la început era acea comuniune, acea adunare a tuturor celor care veneau și îl mărturiseau pe Hristos. Aici am făcut o mică biserică, o mică eclisia și aici l-am simțit pe Hristos alături de noi, cel care nădăjduim să vă aducă vindecare sufletească, să vă aducă ușurare, să vă aducă iertare de păcate. Bineînțeles că ne întrebăm noi, dar oare prin Sfânta Taina Maslului se iartă păcatele și nu mai avem nevoie de spovedanie? Nu. Spune foarte frumos Părintele Cleopa că prin Sfânta Taina Maslului
se vindecă rădăcinile cele păcătoase. Adică noi ne spovedim, dar mai rămâne acolo, în interiorul nostru, un ghimbe, mai rămân urmele păcatelor asupra noastră. Și prin taina Sfântului Masul, prin ungerea de 7 ori cu un de lemn, prin invocarea Duhului Sfânt, prin pericopele care s-au citit de la apostol și de la Evanghelie, prin textele care s-au citit, prin rugăciunile pe care le-am citit, fiecare dintre noi am primit nădejde și am simțit că nu suntem singuri, am simțit că suntem unul lângă celălalt, am avut mai multă răbdare, am avut mai multă smerenie și am avut timp să ne cercetăm conștiința, să ne facem o introspecție, să ne vedem așa ca într-o clipă toată viața noastră. Să nu uităm, tremuritori creștini, scopul pentru care am fost noi creați, destinația noastră este veșnicia. Noi suntem veșnici. Trupul nostru este trecător, dar suflarea de viață care o avem de la Dumnezeu este viața cea veșnică pe care o avem și la această viață veșnică dea bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să o moștenim prin calea, adevărul și viața. De asemenea, dremuritori creștini, iubiți bunici, să nu uităm să ne rugăm, pentru că rugăciunea este ca o respirație a sufletului. Mi-aduc aminte cum o parte din bunicii care sunt aici, când veneam și împărtășeam, îmi lăsau câte un pomelnic rugându-mă, Părinte, copilașii mei sunt în Italia, nepoata mea e în Spania, rugați-vă și pentru ei, pomeniți-i și pe ei în rugăciune, că poate ei n-au timp de rugăciune. Și dacă vă aduceți aminte, vă spuneam atunci să vă rugați și dumneavoastră pentru ei, să spuneți rugăciuni scurte. Doamne ajută-mă! Doamne iartă-mă! Doamne mântuiește-mă! Doamne milostiv fii mie păcătosului! Așa cum am auzit și în rugăciunea pe care femeia aceea cananeancă din Evanghelia 6-a a făcut-o cu stăruință. Să ne aducem aminte, dragii mei, de rugăciunea care poate să biruiască orice inimă împietrită. Pentru că dacă ne gândim la o picătură de ploaie, la o picătură de apă care cade pe o rocă, dacă va cădea picătură cu picătură, după un timp reușește să găurească piatra aceea. Dar dacă vine o furtună puternică, nu va reuși. Poate cel mult va muta din loc piatra și atât. Dumneavoastră, picătură cu picătură, rugăciune cu rugăciune, să vă rugați cerând vindecare sufletească și trupească, să vă dea Dumnezeu răbdare în suferință, să îi mulțumiți lui Dumnezeu că ne iubește așa cum suntem noi. Cine dintre noi poate să spună că este fără de păcat? Am ascultat rugăciunile de la Maslu că spune acolo, Doamne, cine dintre noi poate să spună că este fără de păcat? Pentru că dreptatea noastră înaintea Ta este ca o cârpă lepădată. Cine poate să spună dintre noi nu că este drept, ci că a încercat cât de cât să se îndrepte, să-și îndrepte viața? Nimeni. Dar știm că la Hristos este viața cea adevărată, la El este nădejdea și El să vă dea putere să treceți peste toate încercările. Să luăm exemplu frăților voastre care ați trăit frumos, au trăit într-o credință sănătoasă, ortodoxă. Astăzi, dacă avem bisericile pline, o datorăm frăților voastre care ați dus mai departe credința, care v-ați legănat copiii, care le-ați dat o educație, care v-ați îmbrățișat nepoței, care și noi de acum încercăm să îi formăm așa cum și dumneavoastră i-ați format și cum dumneavoastră ne-ați format. Dumneavoastră îl vedeați pe Dumnezeu în fiecare făptură. Îl vedeați pe Dumnezeu în soare, îl vedeați pe Dumnezeu în ploaie, atunci când ploua, îi mulțumeați lui Dumnezeu. Atunci când nu ploua, aprindeați cândeluța și puneați genunchii înaintea icoanei Maicii Domnului, după cum spunea foarte frumos Petre Țuțea, că
o mamă, o bunică îngenunchiată în fața icoanei Maicii Domnului, rugându-se lui Dumnezeu pentru familie, este mai mare înaintea mea decât orice filozofie. De aceea noi am venit cu mare drag să fim alături de frățile voastre. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, sănătate și iertare de păcate să ne dăruiască tuturor și acestor oameni de suflet să le dea Bunul Dumnezeu putere să ducă mai departe cu toate încercările care vor veni, cu toate opreliștele pe care le au, să facă pe mai departe această activitate socială pentru mântuirea dumnealor și a noastră, a tuturor. Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Îi cântăm la mulți ani și Părintele Nicușor, că ieri a fost ziua Părintele Nicușor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască drumul ăsean. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la mulți ani. Viața numai lumină, ca în lumină să dai voiți, pentru credință și mântuire la mulți ani să trăiți. Mulți ani, la mulți ani, la mulți ani fericiți, la mulți ani. Așa cum un părinte drag mie spunea că floarea pentru o muscă nu înseamnă nimic, dar pentru albine este însuși sensul vieții, așa și noi să facem rugăciune și lui Dumnezeu sensul vieții noastre. Amin. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Amin.